Sincronicitatea Universului. În acest univers, totul se petrece sincron. Există două mecanisme de sincronizare. Primul este compus din soare și lună, iar cel de-al doilea din steaua Polaris și celelalte stele. Mecanismul de sincronizare format din soare și lună îl voi numi ceas planetar, iar cel format din stele îl voi numi ceas cosmic. Ceasul planetar și cel cosmic nu măsoară timpul, ci sunt mecanisme care sincronizează formele și fenomenele acestei lumi. Ceasul planetar sincronizează formele și fenomenele pe termen scurt, iar cel cosmic sincronizează formele și fenomenele pe termen lung. Termen scurt înseamnă o durată de timp comparabilă cu viața pământeană a unui om, iar termen lung înseamnă o durată de timp comparabilă cu durata pe care se desfășoară viața cosmică a omului, ce este formată dintr-un număr foarte mare de vieți pământene. Nu există timp. Oamenii de știință ne spun că timpul este ceea ce este măsurat de către ceas. Pentru a măsura intensitatea curentului electric, curentul electric trebuie să intre într-un ampermetru. Ceasul nu măsoară timpul, deoarece timpul nu intră în ceas pentru a putea fi măsurat. Ceasul analog, spre exemplu, măsoară numărul de rotații al limbilor de ceas și nu timpul. Nu există instrument de măsurare a timpului și deci nu există timp. Se spune că timpul constă din trecut, prezent și viitor. Ceea ce se consideră a fi trecut sunt în fapt amintiri înregistrate de mintea umană și nu timp. Prezentul este un moment infinitezimal de mic și se produce instantaneu, deci fără pierdere de timp. În el se află eternitatea. Ceea ce se consideră a fi viitor sunt în fapt planuri și speranțe ce se află în mintea umană și nu timp. Observ din aceste exemple foarte bine faptul că timpul, ca o scurgere de momente dinspre viitor înspre trecut, nu există. Există numai un moment infinitezimal de mic în care se află eternitatea. Spiritul creează acest moment în funcție de karma sa, acumulată în momentul anterior sau în mod conștient. Noțiunea de timp, în felul în care este ea înțeleasă în ziua de astăzi, este una dintre cele mai subtile și eficiente viclenii ale stăpânilor lumii. Ea este o concepție babiloniană, căci a fost inventată în Babilon, odată cu apariția calendarului babilonian, pe care se bazează celelalte calendare. Au existat, desigur, chiar înainte de apariția civilizației babiloniene, cadrane solare, însă cu aceste cadrane nu se măsura timpul, ci erau destinate scopului de sincronizare a omului cu ceasul planetar. Oamenii din antichitatea extremă urmăreau soarele cu ajutorul cadranelor solare pentru a se sincroniza cu ceasul planetar. Soarele este dificil de a fi urmărit pe cer, din cel puțin două cauze. Deoarece soarele este foarte strălucitor, este recomandat să nu te uiți în soare. Pe cer nu există repere cu ajutorul cărora să urmărești poziția soarelui pe cer. Din aceste două motive, oamenii de atunci nu urmăreau soarele în mod direct,
deci uitându-se la el, ci în mod indirect, adică urmărind umbra produsă de cadranul solar. În funcție de poziția acestei umbre și a mărimii ei, oamenii de atunci cunoșteau poziția soarelui pe cer. Există numeroase calendare. Ele sunt de patru tipuri: lunisolar, solar, lunar și sezonal. Dacă îți vei calcula data nașterii după aceste calendare, vei observa că ea diferă de la caz la caz. Data nașterii tale diferă în funcție de calendarul respectiv, deoarece calendarul se bazează pe o convenție umană și deci este doar o convenție și nu o știință. Concepția de timp aduce numai probleme cu sine, deoarece ea nu este în conformitate cu adevărul. Una dintre cauzele pentru care ea a fost inventată a fost aceea de a împărți oamenii în categorii de vârstă, deci pentru a diviza oamenii, pentru a putea fi învrăjbiți unii împotriva celorlalți. Dacă ești tânăr și cineva ți află vârsta, va gândi sau poate chiar îți va spune de obicei: ești un tânăr fără experiență, habar nu ai de viață. Această afirmație nu poate fi în conformitate cu adevărul, căci tânărul respectiv a acumulat cunoștințe și abilități din viețile sale anterioare, așa încât unii tineri au cunoștințe și abilități mult superioare celorlalți. Dacă ești în vârstă și cineva află vârsta ta, va gândi sau poate chiar îți va spune de obicei: măi, tataie, ce mai aștepți tu de la această lume? Pregătește-te de moarte! Această afirmație nu este nici ea în conformitate cu adevărul, căci sufletul omului este veșnic tânăr, iar un om în vârstă poate fi foarte valoros societății, chiar și până în clipa morții sale. Observ că noțiunea de timp aduce cu sine probleme. Tot ceea ce nu este în conformitate cu adevărul aduce cu sine probleme. Ceea ce este în conformitate cu adevărul aduce cu sine numai lucruri bune. Timpul este energia internă a spiritului, cu ajutorul căreia spiritul memorează toate informațiile referitoare la evenimentele trăite și, în funcție de aceste informații, el creează noi evenimente. Evenimentele trăite și memorate de spirit se pot numi karmă, iar evenimentele create de spirit se pot numi destin. Spiritul care posedă karmă produce destin, nu în mod conștient, ci în funcție de evenimentele trecute. Prezentul sau clipa de față este în momentul în care spiritul nu posedă karmă. Trăirea în prezent produce destin nu în funcție de karmă, ci în mod conștient. Trăiește în prezent pentru a-ți crea un destin în mod conștient. Clipa de față include în ea eternitatea. Sfaturi pentru a degusta eternitatea. Nu te uita vreodată la ceas. Nu te uita la calendar. Nu îți sărbători ziua de naștere. Ziua ta de naștere nu o cunoști prin experiență proprie, ci printr-un intermediar. Acesta este un semnal al divinității care îți spune că nu ai nevoie să-ți cunoști ziua de naștere. Prin sărbătorirea an de an a zilei de naștere, vei avea simțământul că îmbătrânești, ceea ce produce o îmbătrânire a psihicului și chiar a corpului tău. În același timp, planifică fiecare zi, astfel încât fiecare zi din viața ta să fie o sărbătoare. Nu spune tuturor vârsta ta, deoarece oamenii te vor judeca în funcție de această vârstă
și concluzia va fi în majoritatea cazurilor defavorabilă ție. Sincronizează-ți ceasul interior cu ceasul planetar și cu cel cosmic pentru ca să fii sincron cu Universul și pentru ca toate evenimentele din viața ta să se întâmple la momentul potrivit. Ceasul planetar este format din Soare și Lună. Ceasul cosmic